În primele 6 luni ale anului, polițiștii buzoieni au organizat acțiuni în domeniul silvic, atât în fondul forestier, cât și pe linia provenienței, prelucrării, depozitării și valorificării materialului lemnos și pe linia legalității transportului de material lemnos. Drept urmare, au fost constatate peste 20 de infracțiuni la regimul silvic, la care se adaugă alte 13 infracțiuni în domeniul exploatării și industrializării materialului lemnos, conexe unor infracțiuni de natură economico-financiară. Infracționalitatea în domeniul silvic au fost organizate peste 250 de acțiuni în domeniu, din care 29 în fondul forestier, 76 pe linia prelucrării de depozitării și valorificării materialului lemnos, 135 pe linia transportului materialului lemnos, fiind constatate 22 de infracțiuni la regimul silvic, din care 13 în domeniul exploatării și industrializării. Au fost aplicate 207 sancțiuni contravenționale. Potrivit bilanțului Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de peste 300.000 de lei, iar ca măsură complementară s-a procedat la confiscarea a 570 de metri cubi de material lemnos.